4. Bună ziua, domnule, spuse Gal. Știți eu, nu credeai că ne vom întâlni cu o zi mai devreme așa? -i? În mod normal n-ar fi trebuit, dar dacă vrem să folosim serviciile tale, trebuie să acționăm rapid. Devine din ce în ce mai greu să obțin recruți. Nu înțeleg, domnule, ai vorbit cu un bărbat în turnul de observație? Da, numele lui Mic e Geril. Altceva nu mai știu despre el. Numele nu reprezintă nimic. E un agent al Comisiei pentru Siguranța publică. Te-au urmărit încă de la Spațiu oport. Dar de ce? Îmi pare rău, dar sunt tare nelămurit. Omul din turnă nu ți-a spus nimic despre mine? Gal ezită. V-a numit Seldon Corpul. Ți-a explicat de ce? A spus că preziceți dezastre. Așa e, ce înseamnă Trantor pentru tine? Toată lumea părea să-l scodească în legătură cu Trantor. Gal se simți incapabil să dea un răspuns care să depășească simplul splendid. Spui asta fără să raționezi. Ce părere ai despre psihoistorie? Nu m-am gândit niciodată la aceste probleme. Tinere, înainte de a ne despărți, Vei învăța să aplici psihoistoria la toate problemele mon mod natural. Notează! Seldon scoase din învelișul său calculatorul pe care îl ținea la centură. Se spunea că avea întotdeauna, sub pernă, un calculator pe care îl utiliza în momentele de insomnie. Suprafața lui, cenușie și mată, era ușor uzată de atâta folosință. Degetele agile ale lui Seldon, pătate de vârsta înaintată, fremătară pe tastele calculatorului pe ecranul său cenușiu, până ce licăriră simbolurile roșii. Aceasta reprezintă starea Imperiului în momentul de față? Așteptă. Bineînțeles că nu este o reprezentare completă, spuse Gal într-un târziu. Nu, nu este completă, aprobă Seldon. Mă bucur că nu accepti orbește vorbele mele. Este totuși o aproximare care va servi pentru a demonstra propoziția. De acord? Da, cu condiția unei verificări ulterioare a derivatei funcției. Gal, evită cu grijă orice posibilă cursă. Bun. Adaugă la aceasta posibilitatea cunoscută a asasinatelor imperiale, a revoltelor viceregale, a recurenței actuale de perioade de criză economică, a scăderii ritmului de explorări planetare și a... Continua. Pe măsură ce fiecare element era menționat, noi simboluri apăreau sub atingerea degetelor sale și se contopeau cu funcția de bază care se dezvolta și se modifica. Gal îl opri o singură dată. Nu înțeleg valabilitatea acelei transformări de grup, Seldon o repetă mai rar, dar acest lucru se obține prin intermediul unei operațiuni sociale interzise. Exact, lucrez rapid, dar nu unde a ajuns de iute. Nu este interzisă în această conexiune. Acum o voi face prin extensii. Procedeul fu mai anevoios și mai lung, dar, când Seldon a ajunsese la sfârșit, Gal recunosc cu umilit. Acum pricep. În cele din urmă, Seldon se opri. Acesta va fi trantor peste cinci secole. Ce interpretare dai? Ea spune. Îl privi cu luarea minte și așteptă. Nevenindu-i să creadă, gal spuse: Distrugere totală. Păi, asta e imposibil. Trantor n-a fost niciodată. Seldon era animat de o emoție intensă care arăta că numai trupul îi îmbătrânise. Hai, ușurel. Ai văzut cum s-a ajuns la acest rezultat. Exprimă totul în cuvinte. Lasă o clipă deoparte simbolismul cifrelor. Pe măsură ce Trantor se specializează, spuse gal, el devine din ce în ce mai vulnerabil, mai puțin capabil să se apere singur. Pe lângă asta, cu cât va deveni mai mult centrul administrativ al Imperiului, cu atât va fi un trofeu tot mai răvnit. Pe măsură ce succesiunea imperială devine tot mai nesigură și luptele dintre marile familii tot mai acerbe, responsabilitatea socială scade și tinde să dispară. Suficient. Și ce crezi despre probabilitatea numerică a distrugerii totale în mai puțin de 5 secole? N-aș putea să-mi spun părerea. E sigur că poți obține o diferențiere de câmp? Gal se simți încorsetat. Nu îi se oferi calculatorul. Seldon îl ținea deoparte de privirea lui. Calculă furios și fruntea ei se îmbrobonă de sudoare. Aproximativ 85%? Nu-i rău, spuse Seldon, țucuindu-și buza inferioară, dar nici foarte bine. Cifra reală este 92,5%. Prin urmare, dumneavoastră sunteți numit Seldon Corbul? Întrebă el. N-am văzut așa ceva în ziare. Bineînțeles că nu. Nu se poate da publicității. Crezi că Imperiul și-ar putea dezvălui astfel slăbiciunea? Se demonstrează foarte ușor prin psihoistorie. Însă, unele dintre rezultatele noastre au ajuns la urechile aristocrației. Foarte rău. Nu neapărat. S-a ținut seama de toate elementele. De aceea sunteți urmărit? Da. Tot ce ține de proiectul meu este investigat. Sunteți în pericol, domnule? A, da, există probabilitatea de 1,7% să fiu executat, dar bineînțeles că asta nu va zădăr proiectul. Am luat și acest lucru în calcul. Hai, nu-i nimic. Ne întâlnim mâine la universitate, presupun. Desigur, spuse Gal. Comisia Siguranței Publice Clica aristocratică a venit la putere după asasinarea lui Cleon I, ultimul din familia Entun. În mare, aristocrația a constituit un element de ordine în cursul secolelor de instabilitate și nesiguranță ale Imperiului. În mod obișnuit, sub controlul marilor familii, Chen și Divan, aristocrația a degenerat devenind un instrument orb pentru menținerea unui status quo. Ca putere în stat, aristocrația nu a fost îndepărtată decât după urcarea pe tron a ultimului împărat puternic, Cleon al II-lea, primul comisar șef. Într-un fel, momentul declanșării declinului comisiei poate fi considerat procesul lui Harry Seldon cu doi ani înainte de începutul erei fundaționale. Acest proces este descris în biografia lui Harry Seldon, scrisă de Gal Dornig, Enciclopedia Galactica.